Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit, vă invit să discutăm astăzi despre medicină, dar și puțin despre Constanța. Se spune, există o teorie care spune așa, că trebuie să ai 10.000 de ore de pregătire ca să fii foarte bun în ceva. Invitatul meu de astăzi are nu 10.000 de ore, ci 10.000, aproximativ 10.000 de operații. L-am întrebat înainte de emisiune, efectuate, l-am întrebat înainte de emisiune dacă cifra este corectă, pentru că este destul de greu de crezut. Este corectă. Conferențiar universitar dr. Daniel Ovidiu Costa alături de noi. Bună ziua, mulțumim că sunteți aici. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Încercăm de câteva săptămâni să dăm de dumneavoastră, staționăm ocupat atât la spital cât și la universitate. Mulțumim încă o dată că sunteți aici. 10.000 de operații, domnule doctor? Aproximativ? Cred că cifra e corectă, nu la virgulă, să spunem așa, dar în cei 30 de ani de activitate chirurgicală, plecând de la anii de pregătire de rezident și până astăzi, în acești ani, cred că s-au adunat operații mari, mijlocii, mici, cum sunt cuantificate la noi în domeniu, sunt aproape 10.000. Împliniți anul acesta 30 de ani de activitate medicală și 29 de ani de chirurgie. Anul acesta împlinesc 30 de ani de activitate, am împlinit. Ați împlinit, mulți înainte. În septembrie, în 1993, am absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie UMF Carol Davila din București. Universitate medicală de prestigiu din țară, unde s-au format foarte mulți medici de renume, să spun, din țară și care profesează și în țară și în străinătate. Și s-au strâns 30 de ani în 2023. Cum a ajuns un copil născut în județul Tulcea să facă medicină? V-ați dorit dintotdeauna? Dorința de a face medicină s-a conturat mai târziu. Nu fac parte din categoria celor care știau din prima care zi, spun de la grădiniță, au spus când ne-a întrebat doamna educatoare sau doamna învățătoare ce vrei să te faci, dacă mă fac medic sau nu. Ideea de a face medicină s-a conturat în anii de liceu, fiind absolvent de Colegiul Mircea cel Bătrân, de un profil real, matematică fizică la acea vreme, așa se numea, în 1986, decizia a fost oarecum simplă sau era conturată deja în gândirea mea de a face ceva foarte practic și de a face ceva cu mâinile mele care să fie o construcție într-un fel. Și anume, aveam două opțiuni, se conturaseră deja două care, opțiuni. Care era două? A doua era arhitectura. Da? Și oarecum arhitectura și chirurgia sunt similare într-un fel, într-un cât... Unde sunt similare, domnule doctor? Cum? Sunt construcții. Una, vorbim de construcția aceasta minunată și care este magică, să spun așa, acest organism uman, și cealaltă, arhitectura, vedem la tot pasul construcții la care mergem, le vizităm și ne impresionează ori de câte ori suntem fie la noi în țară, în diverse orașe, fie afară, în excursii, toată lumea se duce și admiră diverse construcții. Așa și oamenii. Sunt unii care sunt admirați și pe dinăuntru și pe din afară, ca să zic așa, din punct de vedere chirurgical, noi avem acest statut, să-i vedem și pe dinăuntru. Da, ați avut ocazia să vedeți aproape 10.000 de persoane. Anul acesta au fost cazuri deosebite, domnule doctor, suntem cumva la final de an. Operați la, sunteți șeful clinicii de chirurgie generală 2 de la Spitalul Județean Constanța și operați la Medstar General Hospital, ca să știe lumea. Deci și la stat și la privat. Da, sunt, da. Conduc clinica de chirurgie 2 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Cea care, mă scuzați, îmi spuneați că a fost condusă până acum câțiva ani de doctorul Vasile Sârbu. Da, profesor Sârbu. Și activez și în privat, după cum spuneați, de mulți ani, cam de 15 ani, la un spital privat din Constanța. Da, la Medstar aici, în centru, mă rog, nu putem să spunem, nu e niciun secret.
Cum a fost anul acesta? Au fost cazuri deosebite? V-am rugat înainte de emisiune, poate încercăm să prezentăm unul, două cazuri cu care vă confruntați. Anul acesta a fost un an, pot să spun că a ieșit așa din tipar, întrucât suntem obișnuiți și avem proaspăt în memorie amprenta anilor în care a fost marcați de această pandemie COVID-19 și au fost o activitate bulversată din toate punctele de vedere, nu numai la nivel de societate, și cu atât mai mult în domeniul medical. La prima vedere pare că chirurgia n-ar avea niciun fel de legătură cu această pandemie, vorbind de un virus aici, și lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa. Există un lanț de activități și de întâmplări care vin odată cu această patologie, care în final s-ar putea să aibă și legătură cu chirurgia, cu chirurgia. Să spunem. Și am avut pacienți care ne-au dus într-o zonă destul de complicată, ca să spun așa, ca și activitate. Ce operați? Ce cazuri? Am citit în CV-ul dumneavoastră, sau spuneți și mai devreme, operați de la chestiuni simple, deși eu nu le-aș numi simple deloc, până la, nu știu, chestiuni oncologice? Da, activitatea și denumirea pregătirii noastre, specializării noastre, o spune, chirurgie generală. Nu? Deci un chirurg general operează tot? Nu chiar tot. Chirurgia generală era a tot acoperitoare pe vremuri, acum 100 de ani. Chirurgia generală, practic, se ocupa de tot ceea ce înseamnă chirurgie, de sus până jos. Astăzi sunt multe specializări derivate din chirurgia generală, sunt tot specializări chirurgicale, care se ocupă fiecare de bucățica ei. Deci nu vorbim de o chirurgie, să spunem, de la nivelul capului până la picior. Și specializările astea au strict domeniul lor de activitate. Noi, ca și chirurgi generaliști, se suprapune oarecum această denumire a specializării la noi în țară cu chirurgia digestivă. Deci, practic, vorbim de tot ceea ce înseamnă chirurgia aparatului digestiv și chirurgia la nivelul abdomenului, tot ceea ce înseamnă în interior și la nivelul peretelui abdominal. Inclusiv, nu știu, o tumoră, de exemplu, care trebuie scoasă, sau inclusiv aceste lucruri, da? Ați spus ați precizat de acest aspect, chirurgia oncologică. Nu? Chirurgia oncologică este chirurgia cancerelor și, evident, în domeniul chirurgiei digestive, chirurgiei generale la noi, neoplasmele, cancerele, ocupă un loc important din activitatea noastră zilnică. Cât durează o operație, ca să înțeleg cât de complicat e, cea mai lungă operație din acest an? Cam cât a durat? Păi, o operație, să spunem, medie, cum întrebați de acel număr de operații, sunt operații mari, de anvergură, care au un timp de desfășurare peste 2-3 ore și acestea sunt operații mari de anvergură în care chirurgia nu numai de organ și cea multiorganică și ca și dificultate duc intervențiile poate și la 5, 6, 7 ore. Cât de mult contează echipa, domnule doctor? Chirurgul este vioara întâi, dar echipa de lângă? Chirurgul este vioara întâi, mâna întâi, să spunem, dintr-o echipă de chirurgi. Chirurgul deci o echipă de chirurgi. Chirurgul operează cu colegi chirurgi, fie că ei sunt, să zicem, de același grad profesional, cu aceeași pregătire, medici primari sau medici specialiști, și rezidenți. Avem în unele situații chiar și studenți cu noi în plagă, să spunem, în timpul intervenției. Întrucât vorbim aici, în activitatea mea și pomeneam de clinică de chirurgie 2,
fiind un spital clinic, spital universitar, unde se desfășoară pregătirea colegilor mai tineri, deci medici rezidenți, și a celor și mai tineri, a studenților care desfășoară stagiile de chirurgie la noi în clinică. Și sunt situații când activitatea practică presupune prezența lor în bloc operator. Prezența lor în bloc operator înseamnă în sală, în de operație, să vezi cum tai, nu vă închipuiți că sunt cu zecile acolo, după cum prin alte specializări sau pe alte facultăți își închipuie că sunt seminarii sau lucrări practice cu 20, 30, 50 de studenți. Deci o mână de la noi, când vorbim de intrare în sala de operație, numărul este mult mai restrâns și sunt 2-3 maxim de colegi. Foarte tineri, de studenți vorbesc. Da, o să vorbim puțin și despre activitatea noastră la Universitatea Ovidiu, mi se pare foarte, foarte interesantă. Pentru că vorbim de chirurgie, aș vrea să vă întreb așa, dacă este importantă prevenția în chirurgie sau nu? Pentru că vorbim de medicină și mi-a plăcut distinția asta, chirurgie-medicină, sunt foarte mulți colegi care fac această distinție între un medic și un chirurg. Nu știu dacă este chiar foarte corectă, dar cred că distinția se face prin această activitate cu propriile noastre mâini și a confecționa ceva și a face ceva cu propriile noastre mâini, și cred că distinția asta e oarecum corectă într-o anumită formă. Nu este, n-are o consistență foarte, foarte mare, dar este corectă. Iar referitor la ce spuneați de prevenție, e evident că există prevenția, nu numai că există, trebuie făcută și în tot ceea ce înseamnă patologie chirurgicală. Pentru că orice patologie chirurgicală, orice boală care are o sancțiune chirurgicală, are o anumită etiologie. Sunt anumiți factori care o declanșează, o întrețin, o favorizează și atunci evident că putem vorbi și de prevenție aici. Scopul unui chirurg este să opereze sau să poate să și dea un sfat pacientului astfel încât să nu se ajungă la bisturiu? Scopul unui chirurg în final este să opereze. Dar un pacient care se adresează unui chirurg, și sunt pacienți de acest gen, pot fi îndrumați să-și corecteze sau să îmbunătățească ceva din starea lor de sănătate, dacă se poate, până la intervenția chirurgicală. Sunt situații când pot și să nu ajungă la intervenția chirurgicală dacă situația lor o permite și sfaturile și măsurile pe care le au de prevenție să îmbunătățească starea lor de sănătate și să nu ajungă la chirurgie. Există o abordare multidisciplinară în spitalele din Constanța, din România, la stat sau la privat, adică am o problemă, merg la un chirurg, dar poate mai vine și un alt specialist, nu știu, pentru că boala mea nu ține strict de chirurgie. Aici nu vă referiți la a doua opinie. Nu la a doua opinie, ca să spun așa, pe românește, nu știu, vin și mi se pare că mă doare ceva cu recistul, da? E o chestiune care ține de orele, poate vorbesc prostii, da? Evident că abordarea multidisciplinară astăzi este un punct central și un mod de a gestiona orice fel de patologie, nu neapărat cea chirurgicală. Și pentru că mi-ați adus și sună în cap cuvântul ăsta multidisciplinar. Chiar astăzi și zilele astea lucrez la definitivarea tezei mele de abilitare pentru gradul universitar următor, să spunem, de profesor universitar, care are acest cuvânt inclus în titlu, abordarea multidisciplinară, ca factor de progres în diagnostic și tratamentul patologiei chirurgicale. Deci aveți timp să vă ocupați și de acest lucru, nu? Este obligatoriu. Este unul dintre preocupările mele și cu siguranță cred că voi finaliza lucrul acesta anul viitor. De cât timp sunteți vicepreședintele societății, cum se cheamă Societatea Română a... Este forul nostru profesional, să spunem, chirurgia, da? Societatea Română de Chirurgie. De chirurgie. De când, vicepreședinte? De 4 ani. De 4 ani? Da. Vă ocupați de regiunea de sud-est sau mai de Constanța? Da, Societatea Română de Chirurgie are un președinte ca și formă organizatorică, un președinte și 8 vicepreședinți, fiecare vicepreședinte pentru o regiune
geografică. Ce face un astfel de vicepreședinte? Un astfel de vicepreședinte gestionează situația, să spunem, în teritoriu a ceea ce înseamnă activitate în Societatea Română de Chirurgie, relația cu membrii din zona respectivă și manifestări științifice care se organizează în zona, probabil, da? În zona respectivă. Nu mai departe, în luna iunie a anului 2023, acestui an, am organizat la Constanța, la Eforie Nord, de fapt, congresul, conferința națională de chirurgie. Practic a fost organizat de Centrul Universitar Constanța, iar noi am fost gazde aici. Din 2 în 2 ani, Congresul Național de Chirurgie se organizează la Sinaia, în mod tradițional, iar între acești 2 ani, conferința se plimbă, să spunem, prin țară, în diverse centruri universitare. Există un număr pe care putem să-l cunoaștem al chirurgilor din județul Constanța, nu știu, membrii asociației sau aproximativ? Membrii asociației, ca și număr, nu corespund cu numărul chirurgilor. Nu toți chirurgii sunt și membrii ai Societății Române de Chirurgie. În județul Constanța, cred că sunt undeva în jur de 150-180 de chirurgi. Înțeles, dar era o curiozitate, nu m-am gândit niciodată. Încă un subiect care mi se pare mie că e la modă, poate mă înșel, aș vrea să vorbim puțin despre chirurgia obezității. Din ce în ce mai multe persoane se pare că apelează la ea. Este o soluție sau sunt mai mulți pacienți, domnule doctor, la dumneavoastră? Chirurgia obezității sau chirurgia bariatrică este un segment din toată această activitate chirurgicală care se desfășoară în marele centre universitare. Fiind o operație de anvergură, ea nu poate fi făcută în spitale mai mici, să spunem, sau unde nu există dotarea necesară și specialiștii pregătiți pentru acest tip de intervenție. Pot să vă spun că devine din ce în ce mai prezentă această chirurgie bariatrică în activitatea chirurgicală a unui centru universitar de acest tip. Se cunoaște, nu, o creștere în ultimii ani de zile a adresabilității? Cred că e foarte simplu. Vedem cu ochiul liber și pe stradă. Am mulți prieteni care au apelat la această chestiune. Și lucrurile se văd. Și ne punem problema dacă acei pacienți au nevoie de așa ceva, au o indicație în primul rând și evident că această indicație pentru chirurgia bariatrică, pentru operația de... Pentru ce înseamnă chirurgia bariatrică? Este o operație care se adresează organelor care fac parte din tubul digestiv și anume stomac și intestin, iar operația în sine nu are, să spunem, nu este o foarte bine codificată și standardizată doar pentru acest tip de intervenție. Vorbim de chirurgie metabolică, aici unde procesele care modifică unele funcții ale organismului duc în final la aceste acumulări, să spunem, nefirești de țesut adipos și în final trebuie să existe o sancțiune. Dacă se potrivesc lucrurile astea și avem o indicație chirurgicală, ne putem controla această disfuncție din alt punct de vedere, metabolic, endocrin, lucrurile sunt foarte clare și indicația chirurgicală este prezentă. Și vorbim de chirurgie bariatrică în acest sens. Medicul chirurg de această indicație, nu alt medic, nu? Adică el decide dacă este necesară intervenția. Intervenția și indicația chirurgicală o stabilește medicul chirurg. Dar consulturile și abordarea multidisciplinară este prezentă de la început până la sfârșit. Gestionarea unui asemenea tip de pacient se realizează în colaborare cu multe alte specialități. Și vorbesc aici. Pneumologie, gastroenterologie, cardiologie, diabet și bol de nutriție și anestezie. În ultimul rând și în final chirurgul.
Da, e mai complicat decât pare. Apelează pacienții la ea, e ultima întrebare pe această temă, și din considerente estetice sau numai din considerente medicale? Sigur că da, și acest aspect este prezent nu numai în capul pacienților care își doresc să schimbe puțin din aspectul care îl consideră că este nefiresc la un moment dat, dar cred că această abordare a esteticii este prezentă mult mai pregnant în țări, să spunem, mult mai dezvoltate decât ale noastre, da, decât aici la noi. Constat că indicațiile care sunt puse pentru chirurgia bariatrică cu siguranță sunt extrem de justificate din punct de vedere al patologiei și al disfuncțiilor care au loc în organismul nostru. Deci asta este principala problemă de sănătate, să lăsăm frumusețea mai la urmă. Sunteți cel mai în măsură sau foarte în măsură să vorbiți despre diferențele dintre sistemul medical de stat și sistemul medical privat. Unde mergem, domnule doctor, dacă vrem să ne operăm, nu știu, orice fel de operație medie, să spunem, la stat sau la privat? Prin practica mea de aproximativ 15 ani și în sistemul de stat și în sistemul privat, arăt că sunt un susținător al sistemului privat și vreau să spun că nu neapărat ar exista o concurență între sistemul de stat și sistemul privat, ci mai degrabă sistemul privat la noi în România a încercat să suplinească unele aspecte pe care sistemul de stat nu putea, nu își permitea sau nu au fost condițiile necesare pentru a le îndeplini. La ce vă referiți? Ce aspecte? Vorbim și vedem și în mass media și în toate luările de poziție și de cuvânt, oficiale sau neoficiale, multe lucruri care țin de clădire, sunt zone care par că sunt prea vechi sau nu se pot duce sau aduce în acord cu tot ceea ce înseamnă normative în zilele noastre. Aici, privații au avut un avantaj. Când au gândit că să-și construiască un spațiu medical, lucrurile, când le faci de la zero, toată lumea știe treaba asta, se potrivesc foarte bine pe tot ceea ce înseamnă normative și îndeplinesc cu ușurință toate aceste aspecte care țin de legislație. Și pacientul este cel care sesizează lucrul ăsta pentru că e partea sistemului atunci când intră în spital și știe ce înseamnă circuite, vede disfuncții și diverse neconcordanțe. La nivel medical, dincolo de aspectele acestea, nu știu, vizuale sau hoteliere, să le numesc așa, există diferențe mari? Sunt operații pe care le puteți face în privat la stat și nu le puteți face în privat? Sau? Nu există. Sunt spitale, foarte multe spitale din România, spitale private, menționez aici, și în Constanța, care abordează o patologie destul de vastă și destul de cuprinzătoare. Cu operații mari, de anvergură, vorbim de chirurgie oncologică, se fac acest tip de intervenții și în spitalele private. Nu există în astăzi, nu vorbim de spitale private care să nu își permită sau să nu aibă dotarea necesară și personalul cu pregătirea necesară ca să realizeze operații mari și de anvergură. Deci posibilitățile sunt vase identice în acest moment, numai că cei care le fac și iau decizia pentru intervenții chirurgicale și sfătuiesc pacienții sau acceptă o cerere din partea pacienților pentru asemenea tip de intervenții în spitalele private, trebuie să cunoască foarte bine situația și să își gestioneze pas cu pas tot ceea ce înseamnă decizie de la internare până la externare. O bună parte din activitatea dumneavoastră este cea didactică. Există aceeași apetență, domnule doctor, pentru tineri să vină spre medicină așa cum exista acum mai bine de 30 de ani când ați dat dumneavoastră examen la Carol Davila în București? Că înainte știu că se băteau tinerii pentru un loc la medicină. Cum e acum? Este o diferență. Nu știu dacă e mare sau e mică, n-aș putea să apreciez, dar statistica și tot ceea ce se întâmplă
cu studenții încă de la accesarea lor a sistemului medical, adică de la intrarea în facultatea de medicină. Și această statistică este simplă. În 1986, când eu am dat la facultatea de medicină din București, au fost 17 pe loc. 17 persoane. Acum? Astăzi, concurența la mai toate facultățile de medicină din țară este în jur de 2, 4, 5 studenți. Diferă puțin pentru că e un criteriu nou al zilelor noastre post-decembrie, să spun așa, în care există și această formă de pregătire a studenților cu plată, cu taxă. Există locuri fără taxă și locuri cu taxă. Și atunci unele facultăți își calculează și își fac această statistică pe locurile cu plată, sunt universitățile care le cuprind pe amândouă. Deci apetențe există în continuare, sunt mai mulți oameni decât locuri disponibile. Așa stau lucrurile și la Constanța, care este un centru universitar mai nou decât, nu știu, București sau Iași. Sau... Care e concurența? 33 de ani cât are Facultatea de Medicină din Constanța, n-aș putea să spun că este un centru nou. Doctor, am comparat-o cu Iași, unde v-ați făcut lucrările de doctorat, cu Carol Davila, care... au experiență mai mare, asta trebuie să recunoaștem, nu? Vorbim de dar sunt totuși 33 de ani, nu? Sunt 33 de ani. Deci, e ceva. Deci Facultatea de Medicină din Constanța, Universitatea Ovidius din Constanța, pot să spun că este un centru care a ajuns la maturitate, fără doar și poate, și nu mai suntem la început, în care încerca să se calibreze printre facultățile, universitățile tradiționale, adică universitățile de medicină și farmacie, acele UMF-uri, cum sunt cunoscute printre studenți și ceilalți colegi. Care a fost concurența aici? 2-3 pe loc la ultima admitere? Da, a fost 3 pe loc. Da? Bun. Deci vin tinerii și spre medicină. Vin la fel de bine pregătiți sau atât de bine pregătiți precum doriți dumneavoastră profesorii sau nu? Știu că aici e o problemă în general. Acum, dacă avem proaspăt în memorie rezultatele testelor PISA, ele nu sunt încurajatoare. N-aș putea să spun că sunt devastatoare, dar ele spun foarte mult. Orice încercare sau orice evaluare care se face, evident că are în spate și în final o idee care spune ceva despre ceea ce înseamnă acel sistem de învățământ. Sistemul de învățământ terțiar, facultatea, vorbim de facultate aici, are în spate și înglobează tot ceea ce înseamnă învățământ primar, învățământ gimnazial, liceu și în final facultate, învățământ universitar și post-universitar. Toate sunt înlănțuite. Eu nu cred că putem să le separăm. Lucrurile acestea se văd. Se înțeleg că se putea mai bine, nu? Sunteți foarte diplomat așa în discurs. Se putea mai bine. Tinerii, cu siguranță se poate mai bine. Am înțeles, ca să fiu și eu la fel de diplomat. Tinerii care vin spre medicină se mai îndreaptă spre chirurgie, așa cum ați făcut-o dumneavoastră, sau preferă specialități? Cred că în opinia mea, chirurgia este una dintre cele mai grele meserii din lume. Sau preferă specialități mai ușoare? Nu știu dacă este specialitate ușoară medicină, dar permiteți-mi să le numesc așa. Iarăși este evident și datele sunt imbatabile și aici. Dacă ne uităm pe ultima repartiție a celor care au luat rezidenția de acum din noiembrie, o să vedem că sunt locuri la chirurgie, nu la chirurgie generală, la specialitățile chirurgicale neocupate. Asta spune foarte mult da. De ceea ce gândește un proaspăt absolvent atunci când încearcă să-și aleagă și după examenul de rezidențiat își alege o specialitate. Nu vreau să spun că ei știu mai bine ce fac. Cu siguranță știu mai bine ce fac. Și
face parte dintr-un fel de adaptare la ceea ce înseamnă vremurile noastre. Adaptarea asta nu putem să o limităm, nu putem să o controlăm. Este meritul lor, între ghilimele, ca să spun așa, de a se adapta. Nu putem îngrădi. Cu cât avem limitări, ne ducem într-o altă zonă. Opțiunea lor este una foarte clară, lucrurile sunt transparente, deschise și dacă îi întrebăm pe ei de ce este așa, de ce nu aleg o specialitate chirurgicală, ce spun? Că o să revin la ce s-a întâmplat acum 30 de ani când am ales eu. Poziția mea la rezidențiat, după examenul de rezidențiat, a fost undeva în jur de 100, la, dacă nu mă înșel, 107 la nivel național. Și în acel moment bătaia în jurul acelui loc era clar pe specialitățile chirurgicale. Și dacă mă aduc foarte bine aminte, cred că pe la poziția 400 toate specialitățile chirurgicale erau ocupate. Acum, la sfârșitul examenului, la sfârșitul repartiției, au rămas peste 200 de locuri pe toate specialitățile chirurgicale. Cum se explică asta? E atât putem, de grea meseria sau ce spun? Putem începe de la acest cuvânt, că este grea. Da, este greu. Un chirurg stă foarte mult în sală și este ocupat efectiv cu această activitate fiind legat de bolnav. Nu ai cum să pleci de acolo. Și această activitate probabil că îi face pe unii să aleagă altceva. Această alegere a lor, v-am spus, este justificată și cred că nu putem să-i condamnăm în vreun fel să le spunem alte lucruri. De ce nu aleg o altă specialitate? Pentru că așa e bine și formează într-un anume fel sau este decizia lor. În domeniul ăsta medical ei fac exact ceea ce cred la momentul respectiv pentru a le fi bine și cred că nu putem schimba foarte multe astăzi. Se preconizează o criză de chirurgi în România în acest ritm, credeți? Această criză de chirurgi este oarecum prezentă și în alte țări. Și vă dau un exemplu colegilor din România, colegilor mai tineri, care se duc și suplinesc posturi de chirurgi prin alte țări. Ceea ce arată că și în alte țări, și aici am dau exemplu doar câteva țări, Anglia, Franța, chiar și Germania, unde chirurgi din România poate să acceseze posturi care sunt libere în momentul respectiv și ei se duc în baza unui examen, în baza unui evaluări acolo, spitalului respectiv, suplinesc și își desfășoară activitatea acolo. Și ei au lipsă de chirurgi. Deci, practic, cred că... Chestiunea la nivel european, da. Da. E mai complicată discuția și putem vorbi mult și nu știu dacă putem să ajungem la o concluzie. Asta cu siguranță. Fete, vin spre acest domeniu, spre chirurgie? Tot ceea ce am discutat astăzi arată că suntem într-o schimbare aproape la 180 de grade. Da. Față de acum 30 de ani, când ponderea era, să spunem, a bărbaților care alegeau chirurgie, astăzi ponderea peste 50% sunt femei. Nu cred. Peste 50%? Peste 50%? Da? Interesant. Rezidenții care au ales anul trecut Centrul Universitar Constanța, din 8 rezidenți, au fost 2 bărbați și 6 femei. La chirurgie? La chirurgie. Chirurgie generală. Da, chirurgie generală. Nu știam că s-a schimbat. Am văzut recent 2-3 persoane, domnișoare, care vor să îmbrățișeze această meserie, dar nu știam că procentul e frumos. Da. E frumos, da. E interesant. Universitatea Ovidiu, Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidiu, spre dați acolo
Spuneți-mi trei motive pentru care un tânăr care vrea să devină medic ar trebui să aleagă Universitatea Ovidius din Constanța și să nu meargă, nu știu, în București sau în Iași sau în Cluj. Păi, în primul rând, motivele, cele trei motive care ar determina un tânăr să rămână la Constanța sunt determinate sau reprezentate de avantajele care le are o universitate tânără. O universitate tânără care este pe picioarele ei extrem de bine și solid astăzi. Această tinerețe aduce cu ea ancorarea universității în ceea ce înseamnă nou și informația care vine cu exactitate și când trebuie și la momentul oportun pentru a avea un program de pregătire corect, să spunem. Pentru că orice tânăr vrea să se afirme într-un fel, așa e și cu universitatea noastră. Al doilea motiv, aș spune că dacă ar fi din Constanța, evident că prima opțiune trebuie să fie Constanța. Nu mă refer că e departe, că pleacă de la părinți și e destul de complicat până ajunge la Cluj sau când mai vine acasă sau de la București și așa mai departe. Dar ar trebui ca prima opțiune să fie cea care e cea mai apropiată. Pentru că nu există diferențe. Astăzi, toate universitățile au o programă unitară și de programă didactică, care cuprinde toate disciplinele, sunt acele credite care sunt identice în toate facultățile și un student poate să se miște cu ușurință de la o facultate la alta. În aceste condiții, prima opțiune, după părerea mea, ar trebui să fie Constanța. Nu văd nicio diferență în programe, fiind identice, și mai ales în posibilitatea de a accesa materiale de pregătire. Pentru că trăim într-o eră digitală în care materialele de pregătire pot fi accesate de oriunde ai fi și în orice formă. Singura deosebire este, evident, tradiția, aspectul clădirii sau lucruri care țin de istoria centrului universitar respectiv. Al treilea motiv. Cred că să fii student la Constanța nu este un lucru, să spunem, de coada clasamentului. Constanța e un oraș frumos, care poate deveni și mai frumos și să fii student la mare, mai ales când termini sesiunea, să poți să te duci la plajă după ce ai terminat examenul, cred că e foarte bine. Da. Dotările facultății de medicină sunt aceleași din Constanța ca facultății din București, de exemplu? Dotările noastre sunt într-o continuă transformare, upgradare, dacă vreți. Și o să dau un singur exemplu aici. Anul acesta, în toamnă, în luna octombrie, am finalizat centrul de simulare de pregătire a studenților unde să își desfășoare activitățile practice. Sunt peste 50 de simulatoare, ceea ce înseamnă acoperitor din punct de vedere al disciplinelor de chirurgie, și aici vorbesc chirurgie generală, ginecologie, anestezie, terapie intensivă, semiologie medicală, semiologie chirurgicală. Toate aceste discipline au posibilitatea de a-și desfășura lucrările practice în condiții quasi identice cu marele centre universitare din Europa, unde aceste simulatoare, evident, sunt prezente mai de mult timp. Iar noi, grație unui program pe care l-a accesat Universitatea Ovidius, am putut beneficia un program de multe milioane de euro. Ați vorbit puțin despre Constanța. Cum e orașul acesta? Cum îl vedeți, domnule doctor? Dincolo de meseria dumneavoastră, e un oraș frumos care poate fi și mai frumos? Sau cu... Vă uitați așa cam ciudat la mine. Eu sunt convins că este un oraș frumos și care sunt iarăși la fel de convins că poate fi și mai frumos. Cum poate să fie un oraș urât
la mare. Eu v-aș da câteva exemple bune de cum poate să fie un oraș urât. Dar bănuiesc că din Constanța, nu? Sunt din Constanța, nu. Și exemplele sunt din Constanța. Ce nu vă place la oraș? Ce ați schimbat la oraș? Haideți să vedem. Primul rând, l-aș întoarce cu fața spre mare. Asta ce înseamnă? Dați-mi un exemplu concret. Un oraș trebuie să aibă, fiind un oraș pe malul mării, el trebuie să privească la mare. Este simplu și nu trebuie să ajungem să dăm noi indicații celor care sunt îndrituiți. Noi suntem cetățenii acestui oraș. Ne plimbăm zi de zi. Vrem să ne plimbăm zi de zi în acest oraș. Și atunci, unde să te plimbi mai frumos, mai plăcut și mai relaxant decât pe malul mării? Nu avem o alee de promenadă care să fie undeva, adică pe malul mării, dintr-o zonă, Portul Tomis, de exemplu, până spre Mamaia. Nu există. Să ai pe unde să te plimbi. Da, o idee bună. Scade, nu știu, faptul că orașul nu este atât de atractiv, precum este poate Clujul, scade interesul pentru facultatea de medicină, pentru meseria de chirurg în Constanța, pentru tot ce înseamnă activitatea medicală în Constanța, pentru tineri mai ales? Un oraș este viu și plin de tinerețe numai atunci când acei tineri au unde să-și lucreze. Nu știu dacă sunt la zi cu această informație, dar din ce știu, în Constanța, în județul Constanța, cel mai mare angajator era Spitalul Clinic Județean de Urgență. Da, și cifrele pe care le-am consultat eu astăzi spuneau că spitalul era cel mai mare angajator. Da? Nu cred că sună bine. Pentru un oraș care vrea să țină tinerii aici. Eu așa cred. Da. Ce vă place la Constanța? Să încheiem așa într-un optimistă, că suntem aproape de sfârșitul. Evident că îmi place la Constanța, mare, din moment ce după un periplu de 22 de ani la București, m-am întors în Constanța. Da. Eu sunt constanțean și pot să spun că îmi place acest oraș. Dar aș schimba multe în el. Da. O să creadă lumea că vreți să vă apucați de altă meserie, de politică, nu? Rămâneți medic, nu? Categoric. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Știu că a semnat mult pentru dumneavoastră să vă rupeți din timp să veniți aici, domnule doctor. Mulțumesc pentru prezență. Cu plăcere, eu mulțumesc. Și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o zi excelentă în continuare.